Da, astăzi suntem 13 februarie 2020. Cum vă numiți? Grozavul Dorina. Doamna Dorina, sunteți operată pe cord, dureri de genunchi, de genunchi și de șold. Noi am făcut a doua procedură, ați intrat și într-un program, dacă bine voiți, bineînțeles, pentru ca să vi se întărească oasele, să vi se remineralizeze structura osoasă, pentru că aici, vedeți, dumneavoastră, nu mai sunt, s-au deshidratat celulele și atunci se face ca buretele osul. Ei, nu o să fie cazul ăsta la noastră, pentru că o să vedeți și în analize rezultatul o să fie obiectiv, adică în comparație cu înainte, cum sunteți acum. După a doua procedură, plimbați-vă, ce simțiți în comparație cu atunci când ați venit la mine câteva zile în urmă? Cu ce mai sigură? Mai sigură? Mai sigură. Și genunchii nu mă dor. Nu vă dureau, înainte vă dureau. Da, no. Încercați să puneți piciorul acolo pe taburetele ăla, de pe covor pe taburete. Hai, uite ce frumos. Și flexați în față, duceți-vă în față. Așa, păi nu, cu mâinile pe genunche, faceți mișcări aproape imposibile. Bine, și celălalt picior. Oh, auziți, nu ne grăbim, doamne, doamne, auziți, nu ne grăbim. Așa, 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 așa. Bun. Acum, știți ce v-aș ruga? Uitați-vă, pun eu covorașul ăsta, vă puneți în genunchi și vă ridicați, ca la biserică, așa, un picior înainte și vă împingeți cu mâinile de piciorul ăsta, pe genunchi și cu cel, așa, așa, și încă o dată cu celălalt picior. Doamne, mă bucur pentru dumneavoastră. Hai, dați, hai, după. Cu ăsta am făcut, ălalalt acum, da, 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 hai, împingeți. Da. Ce să vă spun, mă bucur pentru dumneavoastră, 84 de ani, o să ne vedem și la 90 și, Doamne fi lăudat, operată pe inimă, da. Fata dumneavoastră v-a adus aici. Cred că am dat peste 2 oameni de treabă. Vă mulțumesc, Doamne ajută-ne, numai bine.